În ultimele zile, România a fost acoperită de gheață. Gerul din timpul nopții a transformat șoselele în patinoare. Au fost zeci de tamponări și accidente și nu doar mașinile au alunecat. Din cauza trotuarelor acoperite cu gheață, oamenii au avut impresia că au patine în picioare. Așa se face că în această perioadă spitalele sunt pline. Zeci de oameni ajung acolo de urgență cu diverse fracturi. Telefonele sună continuu la serviciul de ambulanță din Iași. Oamenii nu observă că pe substratul de zăpadă depus s-a format și unul de gheață, astfel că alunecă ușor și ajung la spital. Am alunecat, am căzut, cred că pe vreo 10 trepte de lemn, pe partea stângă, pe șol și șoldul mi-a fost afectat grav. Primele două zile n-am simțit dureri, după care s-a inflamat și, din păcate, cred că o să fac anul nou în gips. Pe strada pietonală, din păcate, oamenii nu mai știu să se gospodărească. Așteaptă totul de la salubriți, de unde, nu știu cine se ocupă de asta. Medicii de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași spun că de multe luni nu au avut atâtea cazuri de fracturi grave. A fost una din cele mai grele zile de gardă din acest an, cu 250 de prezentări, deci un număr foarte mare, și 20% dintre acești pacienți au fost pacienți cu traumatisme prin cădere pe gheață, pe zăpadă. Medicii transmit oamenilor să fie atenți pe unde și cum calcă, pentru a evita posibilele căzături care pot să-i ducă la urgențe.